aveți aici deja o întrebare pe care vă adresez și la care vă rog să răspundeți din nou în Menti. Cu ce practici de educație deschisă utilizați, dacă utilizați resurse educaționale deschise, cursuri de tip online, integrarea de cursuri online în cursuri tradiționale, dacă integrați certificate digitale sau open badges, dacă aveți studenți co-creatori și implicați în crearea de resurse educaționale sau în mobilități virtuale, am să vă rog să răspundeți. Ar trebui să puteți să răspundeți deja, ia să vedem dacă sunt ceva răspunsuri disponibile. Da, sunt, după cum vedeți, destul de multă lume utilizează MOOCs și cursuri tradiționale și tot felul de alte practici de, de educație. Haideți să vedem care va obține cel mai mare punctaj. Sunt foarte curioasă și eu. Într-adevăr, foarte multe dintre practicile acestea de educație deschisă sunt foarte facile și sunt deschise tuturor, să zicem așa, nivelurilor de educație, fie că este chiar și la învățământul primar, se pot folosi clipuri video, activități, utilizarea unor anumite resurse multimedia în învățare și care, de fapt, sunt resurse educaționale deschise. Și, bineînțeles, la învățământul preuniversitar de tip liceal sau la cel universitar sau la învățământul pe toată durata vieții sunt chiar interesante de făcut. Deci mă bucur foarte mult să văd că din ce în ce mai multă lume folosește aceste practici de educație deschisă și că inclusiv integrarea de cursuri online în cursuri tradiționale este foarte folosit. La fel și OER, resursele educaționale și cursurile online de tip MOOCs. Am să opresc aici acest program Menti și am să intru direct în prezentarea mea, pe care am să mă duc mult mai repede de această dată să o prezint și voi vorbi despre mobilități virtuale, despre microcredite, despre proiectele pe care noi le desfășurăm în această zonă. Bineînțeles, nu pot să nu menționez din nou Săptămâna Educației Deschise și comunitatea de practici de educație deschisă pe care o puteți găsi și unde puteți să găsiți foarte multe resurse și surse de informații. Toate activitățile pe care noi le dezvoltăm fac parte din strategia de educație digitală a Universității Politehnica din Timișoara, pe care am dezvoltat-o, așa cum ați văzut, de-a lungul anilor, în ultimii 20 de ani, prin foarte multe proiecte cu finanțare europeană, cu proiecte cu Statele Unite, cu China și cu Canada. Și, bineînțeles, acum avem câteva proiecte în derulare care noi le considerăm că sunt puternice în integrarea digitalizării în Universitatea Politehnică din Timișoara. Este proiectul Digital Culture, care este dedicat industriilor creative, proiectul de universități europene despre care ați auzit, proiectul Mod IT, care tocmai ce l-ați auzit și a fost menționat, proiectul Trace, Augmented Wear Edu, despre care a menționat Silviu Vert, și EPSI for România, și am să vă le prezint foarte pe scurt. Toate aceste proiecte și toată activitatea de cercetare și de integrare și de dezvoltare pe care noi realizăm fac parte din același principiu în care noi încercăm să dezvoltăm abilitățile viitorului și abilitățile care urmează și ne axăm pe această tehnică de a putea învăța pe toată durata vieții și a putea crea studenții care să învețe pe toată durata vieții. Tehnicile pe care noi le folosim se bazează pe practicile de educație deschisă cele mai cunoscute. Pe scurt, despre MOOCs, avem platforma Unicampus, unde și acest workshop se va integra ca și curs deschis și unde există și celelalte cursuri și materiale pe care noi le avem. În curând veți găsi disponibil și cursurile pe care le dezvoltăm în competențe digitale Digital Culture, care sunt 13 cursuri dedicate conținutului digital, realității virtuale, realității mobile, absolut protecției datelor. Sunt foarte multe subiecte, le puteți vedea pe scurt aici. Ele toate sunt disponibile online, gratuit, deschise tuturor, vor fi în curând libere pentru toată lumea în limba engleză, urmând ca din mai să fie
disponibile și în limba română. Ați văzut proiectul Mod IT, în care vom dezvolta tot așa un curs online care va fi disponibil tuturor. În acest moment este disponibilă doar autoevaluarea cunoștințelor și a experiențelor de educație pe care vă vom ruga să îl completați în curând. Proiectul EU-DRES, care implică foarte multe elemente din toate paleta care înseamnă educație digitală. Proiectul TRACE, care vine ca un fel de continuare a proiectului Digital Culture, coordonat de colegul meu Vlad Mihăiescu, în care dorim să putem să dezvoltăm educație deschisă în zona antreprenoriatului creativ și cultural. Am mai avut asemenea proiecte realizate împreună cu Institutul Intercultural din Timișoara. Mobilitățile virtuale, care nouă ne sunt foarte apropiate, puteți să învățați despre cum să faceți mobilități virtuale și despre tehnicile educaționale și pedagogice instrucționale de desfășurare de mobilități virtuale în platforma Open Virtual Mobility, pe care am dezvoltat o parte a unui proiect pe openvirtualmobility.eu. La sfârșitul cursurilor pe care le veți urma, care sunt 24 de cursuri, puteți obțineți aceste badges, aceste certificate digitale deschise. Un proiect care mie mi-este foarte drag, l-am inițiat împreună cu prietenul meu Mark Freidenberg în urmă cu 12 ani, în care facem mobilități virtuale, adică studenți din România cu studenți din Statele Unite dezvoltă un proiect pe parcursul a 8 săptămâni în care produc un rezultat, un artefact multimedia, cum îl numim noi. În ultimii ani ne-am axat foarte mult pe produse de realitate augmentată și produse de realitate virtuală. Aceste activități, asta este o poză de acum 3 ani, când eram zâmbitori în sală. Anul acesta, în toamna lui 2020, l-am desfășurat complet virtual online. Ne-am întâlnit online destul de des și am ținut sesiuni online cu toți studenții români și americani, de fapt nu numai americani, studenții americani neputând să participe în toamna lui 2020 în America, în Boston, la școală, erau în 11 țări, deci am avut studenți din 11 țări care au participat la acest proiect, un proiect de mobilitate virtuală adevărată, care de fapt a demonstrat cât de importantă este colaborarea internațională. Aici aveți un exemplu de realitate virtuală și augmentată realizată de către studenții de acum 2 ani, iar aici un exemplu de către studenții din anul acesta. Toate proiectele de realitate virtuală sunt realizate cu softul CoSpaces, pe care Silviu Vert l-a prezentat, unde codarea este foarte simplă, de tip bloc, și este foarte prietenos de folosit și de utilizat. Studenții de acum un an, din toamna lui 2019, au realizat chiar un modul de prim ajutor într-o salvare, ce poți să faci și cum poți să dai injecție sau să măsori pulsul. A fost foarte interesant acest lucru, cumva ca o premoniție a ceea ce urma să vină. Abilitățile care studenții le dezvoltă sunt foarte importante din punctul de vedere multiculturalității și a posibilității de simulări de muncă reală și de activitate reală la distanță, și mai ales faptul că ei pot să funcționeze ca într-un sistem de microcredite. Este ca un fel de proiect de învățare bazată pe proiect, project-based learning, care la sfârșit se termină cu o activitate care poate să ducă chiar la obținerea de microcredite. Noi am introdus în România acest concept de microcredite prin webinarile împreună online, în care se primesc foarte popularele deja certificate digitale împreună online de diferite tipuri, de participant, moderator sau prezentator. Am introdus tot așa în toamnă împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș un badge, un certificat digital de contributor pentru cei care au realizat contribuții deosebite din punct de vedere al elementelor digitale. Avem pregătite și vom înmâna într-un mod, să zicem, mult mai diferit, poate și cu tehnologie de tip blockchain, competențele digitale, certificatul digital, când ce scurze, pentru workshopul de competențe digitale pentru viitor, care s-a desfășurat în decembrie 2020. Aici aveți cele 13 badge-uri dedicate pentru învățământul online liber desfășurat în cadrul proiectului Digital Culture, pe care vă vom ruga
să-l urmăriți în curând. Și, bineînțeles, colega mea, Carmen Holotescu, va vorbi despre un proiect nou pe care Policlinica din Timișoara, împreună cu EFIS-CDI, îl desfășoară, Conectăm România prin Blockchain, în care vom încerca să experimentăm chiar acordarea de diplome, diplome universitare, diplome chiar de bacalaureat, integrate prin tehnologie blockchain, astfel încât standardul european să fie întâlnit. Aceștia sunt pașii pe care noi îi facem pentru a putea integra digital educația și pentru a putea răspunde tuturor nevoilor pe care societatea de astăzi ni le ridică. Și acestea sunt informațiile despre noi, despre unde puteți să ne găsiți și echipa celui care a făcut posibilă și acest webinar.